În doar câteva zile, peste 800 de pensionari și asigurați din județul Hunedoara au depus cereri pentru bilete de tratament, iar numărul solicitărilor crește în fiecare zi. Anul trecut, mai bine de 2000 de hunedoreni și-au tratat afecțiunile în stațiunile de profil, prin intermediul biletelor subvenționate de stat. Deocamdată se fac doar înscrieri pentru obținerea biletelor de tratament, urmând ca în viitorul nu prea îndepărtat să se stabilească și criteriile de selecție și numărul biletelor de care va beneficia fiecare județ. Încă din prima zi lucrătoare acestui an, Casa Județeană de Pensii Hunedoara a început preluarea cererilor de acordare a biletelor de tratament, atât pentru pensionari cât și pentru asigurați. O să vă spun că până în prezent, peste 800 de persoane au formulat acest tip de solicitare către instituția noastră, urmând ca aceste solicitări să fie soluționate de îndată ce vor apărea și criteriile de acordare a biletelor de tratament pentru anul 2024. Aceste criterii vor fi aprobate la nivelul Casei Naționale de Pensii, ulterior comunicate în teritoriu și noi le vom face cunoscute beneficiarilor noștri prin pagina de internet, cât și prin pagina de Facebook a instituției. Le vom afișa și la loc vizibil în instituție. Numărul biletelor de tratament subvenționate depinde de bugetul alocat de guvern pentru acest an. În consecință, există și riscul ca să nu poată fi onorate toate solicitările. Ca întotdeauna, există o cerere mult mai mare decât avem noi bilete disponibile. Încercăm să rezolvăm pe toată lumea. Din păcate, avem și noi limitele noastre impuse de bugetul de asigurări sociale și de celelalte fonduri de care dispunem. Anul trecut, mai bine de 2000 de hunedoreni și-au tratat afecțiunile în stațiunile de profil prin intermediul biletelor subvenționate de stat.